Ambasadele Uniunii Europene, SUA și Japoniei au felicitat autoritățile moldovenești pentru acordarea statutului de țară candidate la UE. Ele au salutat decizia Consiliului European în această privință. What does it mean to be a candidate country? Ce înseamnă statutul de țară candidat? E ca și cum ai decide să plantezi o livadă de mieri, iar acum ești la etapa plantării poeților. Știi că va trebui să uzi copacii și să-i îngrijești. Știi că va fi nevoie de timp. Dar totodată ai deja în minte o imagine clară a scopului și știi că va veni o zi când vei culege roade. Moldova are încă multe de făcut, iar UE este pregătită să oferă asistență pe parcurs. Ambasada Uniunii Europene la Chișinău va fi alături în această călătorie extraordinară. Dar deja este clar că toate statele membre UE vor ca Moldova să devină una dintre ele, vor să o aducă în familia europeană. Felicitări, Republica Moldova, stat candidat la aderare. Ambasada SUA a salutat de asemenea decizia unanimă a Consiliului European de a acorda Republicii Moldova statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Statele Unite vor continua să susțină Republica Moldova și angajamentul guvernului față de reformele care o vor avansa în procesul de integrare cu Europa și lumea liberă. Se arată în felicitarea postată pe site-ul ambasadei. De asemenea, Ambasada Japoniei și-a exprimat sprijinul pentru decizia Consiliului European, felicitând autoritățile moldovene pentru obținerea statutului de țară candidată.